dar nu puteam să las o minciună ca să dăinuie în spațiu public. Aici mă refer la Ghiță, la interviul lui, care el spune așa: l-am văzut pe Becali de 100 de ori la SRI și vorbim cu Coldea și cu Maior. Și o vin și spun: nu-l cunosc pe Coldea, n-am dat în viața mea mâna cu el, n-am vorbit nici la telefon cu el, n-am călcat în curtea SRI niciodată în viața mea. Dacă călcam odată, putea să spun 100. Dacă vorbeam cu Coldea odată, putea să spun l-am văzut de 100. Dar dacă nu-l cunosc, nu l-am văzut, n-am dat mâna cu el, n-am vorbit la telefon cu el, asemenea minciună nu puteam să las. Că nu se poate așa ceva. Maior. Îl cunosc pe Maior Crebenciuc. Mi-a cerut 10.000 de dolari pentru Augustin Buzura, soclului, că știam, credeam că pentru taică-su, acum revin și spun, acum 15 ani am dat 10.000 de dolari pentru Augustin Buzura, sponsorizare, o carte. Mi-a trimis o carte semnată, am zis, nu mă interesează, țin-o tu. Mi-a spus că e patriot român, am sponsorizat cartea. E adevărat, l-am contactat o singură oară pe Maior. Era vorba de interes național, așa credeam eu. Să-i spun cum la înalta curte de casație și justiție, care mi-a spus verișoara mea fiind judecătoare acolo, că în camera de deliberare Livia Stanciu țipă, urlă și face de pușcărie cum vrea ea și cu Ionuț Matei. Și vroiam să-l atenționez că în țara noastră, adică să înregistreze, că în țara noastră justiția nu se face drept și asta e chestiune de interes național, credeam eu. Mi-a spus domnul Becali, marți vă resun eu, mincinos, el Maior nu mai m-a resunat nici în ziua de astăzi. Un bărbat când dă cuvânt, îl ține de cuvânt. Nu este. Nu-l cunosc nici pe el. L-am întâlnit o singură dată la Ziua Europei, la Băsescu, la Cotroceni, am dat mâna cu el, îi tremura mâna, la revedere. Nici nu mă interesează. Nu mă interesează, nici pe Căduța nu o cunosc. Apropo de asta, cum a zis el, Ghiță, păi băi, Ghiță, păi băi, eu nu fac parte din bărbații, de fapt eu sunt bărbat, că aia care fac, nu sunt bărbați ăia care se duc să facă coadă la o femeie să-i pupe mâna care ia o funcție. Eu Becali niciodată în viața mea nu mă duceam să fac coadă la Coduța niciodată, că eu sunt bărbat și eu nu stau la stăpânirea unei femei niciodată în viața mea, chiar dacă mor, niciodată. Eu nu sunt nici el Ghiță care stă la stăpânirea unei femei, nu sunt nici el Dragnea care pune femei în funcții ca să poată să le stăpânească. Înseamnă că nu poți stăpâni bărbați dacă pui femei. Mai mult decât atât, nu sunt bărbați în PSD-ul ăla, pentru că dacă ar fi fost bărbați, n-ar fi lăsat pe unul care să pună în partidul lor numai femei în conducere ca să le stăpânească. Și acum zic, paritate vrea. Vai de capul vostru, oameni de nimic, că bărbați nu-i pot numi. Bărbați care stau la coada unei femei, cum a spus Ghiță, la coada lui Chioveși, lui Codruța, nu sunt bărbați. Eu Becali niciodată în viața. Iar dacă eu aș fi vrut să vorbesc eu cu Coldea, băi, să mă ierte Dumnezeu, că e mândrie. Mă, dar ce să caut eu? Îi dădeam telefon, vină el la palat. Avea el palat? Mă duceam eu la Coldea, eu sunt Ghiță, să mă duc să dau șorici eu. Eu, Becali, ca Dragnea, să dau șorici lui Codruța și lui Chioveși, să tai eu porcul, eu. Chemam să tai ei, porcul ei mie să-mi dea șoric. Că eu sunt Becali și că ei sunt în funcție. Azi, un an, 3, 5, 7, 10, cum a fost Băsescu și nu mai e. Iar eu așa Dumnezeu a dat, ca să fiu până la moarte, eu, Becali. Puternic. Da, sunt puternic. Și de ce sunt puternic? Să mă ierte Dumnezeu. Acum îmi dau seama că sunt puternic când văd bărbați de nimic, auzi tătea, să pupe mâna la coada lui Codruța, la o femeie. Și mai îmi dau seama de un lucru. Bă, vă dați seama dacă ei, mafioții,
cât de mult vor să manipuleze, că mă convinseze și pe mine cu o zi înainte, de cât de mult vor să manipuleze ei, mafioții, poză cu Codruța, două zile, credeam că cine ce poză. Bă, vă dați seama dacă ei cu Codruța n-au decât o singură poză în vie și una în cramă cu nevastă sa. Deci după atâția ani au două poze, una în cramă, îți dai seama, înseamnă că Codruța e sfântă dacă ei au doar două poze în cramă și în vie. Ce-i mare lucru asta? Bă, dacă voi ani de zile nu aveți la mână cu nimic compromițător, înseamnă că aia e sfântă, bă, Codruța. Bine, e o apărare așa, că ea, săraca femeie, între tâlhari, a putut să se supraviețuiască și a avut înțelepciunea. Nu că mă interesează, că nu mă țeați de Codruța, că eu sunt bărbat. Vă știți concepția mea. Poate să fie Codruța și nu o fie. Tot mică e față, că eu sunt bărbat și ea e femeie. Și nu mă poate stăpâni niciodată o femeie, niciodată. Dar ea e sfântă față de ei. Ei poate stăpâni pe ei, că ei nu sunt bărbați ei. M-ați înțeles? De asta am vrut să fac conferința asta de presă, ca să vă spun aceste lucruri. Nu puteam să las așa ceva, minciună. Cum adică de 100 de ori becali, dacă eu niciodată, băi, niciodată, nu l-am cunoscut pe Coldea, n-am intrat în curtea SRI, n-am dat telefon, n-am vorbit la telefon, nici mâna n-am dat cu el. Nu-l cunosc. De-aia vreau, până la urmă mă gândeam să fac un party. De ce? Bă, nu mai sunt, bă, bărbați. În PSD sunt bărbați care nu sunt bărbați, de fapt. Dacă ei sunt stăpâniți de Dragnea, care pune femei, că nu poate să stăpânească bărbați...